Așa cum spunea și fratele Raul, în această după-amiază o să abordăm subiectul când a fost fondată Biserica Non-Testamentală. Știu că sunteți mulți veniți de pe drum, chiar în dimineața aceasta, unii am venit de seară, dar sper să fiți odihniți și să fiți atenți la text. Am vrut să prezint tot într-o ordine cronologică, tot într-o ordine cât mai simplă, cât mai ușor de înțeles și de asta am încercat să mă rezum doar la afirmație, capitol și verset. În primul rând, scopul acestui studiu nu este de a arăta ziua și luna când a luat ființă Biserica Testamentală. De ce? Pentru că Scriptura nu o spune explicit. De Scriptura nu spune nici ziua, nici luna când a luat ființă Biserica Non-Testamentală. Scopul meu este să arăt că ea a existat și a luat ființă cu ceva vreme înainte de ziua cincizecimii evreiești, care o găsim în Fapte, capitolul 2. Și sper ca prin argumentele care le voi aduce, prin versete, bazate doar pe ce stă scris, să argumentez poziția aceasta. În primul rând, aș dori să urmărim strângerea și organizarea grupului de ucenici chemat direct prin chemarea făcută de Domnul Iisus Hristos, în primul rând. În al doilea rând, aș vrea să urmărim lucrarea făcută de acest grup sub atenta privire a Domnului Iisus Hristos. Și la final, să privim caracteristicile esențiale ale acestui grup. Să vedem ce a avut înainte de ziua cincizecimii și dacă se mai adăugă ceva esențial după această dată. Ca să definim termenii, prima dată aș vrea să definim cuvântul despre care o să vorbim, Eclesia. Am luat definiții dintr-un lexicon grecesc, dintr-un lexicon făcut de român, dintr-un dicționar biblic și după aia să vedem grecii ce înțelegeau când spuneau cuvântul Eclesia. Dicționarul grec-român Bărnuț, Hubert Kovács, definește cuvântul Eclesia în următorul fel. O adunare a unui grup de oameni chemați de la casele lor într-un loc public. Întrunirea unui grup de oameni pentru un anumit scop. Așa este definit în dicționarul grec-român. Lexiconul grecesc Pierre. O strângere de cetățeni chemați de la casele lor într-un loc public. O adunare. Și acum contextul. De unde este preluat cuvântul Eclesia? Este preluat din context grecesc, din antichitate, din Grecia antică, unde orașele stat democratice erau conduse de adunări ale cetățenilor Eclesii, formate din cetățeni care întruneau anumite condiții de membralitate. Printre altele, trebuia să fie doar bărbați și să aibă peste vârsta de 18 ani. Strângerea cetățenilor era anunțată de un convocator numit Chierius, iar cei convocați se numeau Eclestoi, unde înseamnă cei convocați sau cei chemați, definiție dată de Enciclopedia Britanică. Termenul Eclesia este preluat și de Septuaginta și este folosit pentru strângere, pentru adunarea lui Israel în Vechiul Testament. O să citesc din Cornilescu, unde apare cuvântul tradus adunare. Deuteronom 18:16. În versiunea Cornilescu scrie: astfel, el va răspunde la cererea care a făcut-o, pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului. Când ziceai, să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu, și să nu mai văd acest foc mare ca să nu mor. Verset comparat cu Deuteronom 4:10, unde stă scris: adu-ți aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului Dumnezeului tău la Horeb, când Domnul mi-a zis: strânge poporul la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele
ca să învețe să se teamă de mine tot timpul cât vor trăi pe pământ și să învețe pe copiii lor să le păzească. Cuvântul Eclesia, folosit și în Vechiul Testament, tradus, adunare, de Cornilescu. Acum, sensul în Noul Testament nu este sensul din greacă, pentru că doar erau doar aplicat la cetăți, nu? La convocarea membrilor din cetăți democratice. Cuvântul Eclesia apare de 116 ori în versiunea Cornilescu. De 108 ori este tradus biserică și de 8 ori este tradus adunare. Deci în Cornilescu. În Evanghelie, cuvântul Eclesia apare de 3 ori. Prima o găsim menționată în Matei 16:18, unde spune Domnul Iisus Hristos că eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Și de două ori apare în versetul 17 din capitolul 18, acolo în contextul adunării, unde spune că dacă cineva păcătuiește împotriva ta, mai ia unul sau doi și după aia, într-un final, dacă nu ascultă nici de ei, după aia spune că spune în bisericii. Deci în versetul 17 apare de două ori. Acum, metafore sau comparații folosite pentru adunare în Evanghelie. Vom găsi în Matei 16:18 sensul de casă sau de clădire, unde spune că eu voi zidi. Este cuvânt aplicat la o construcție, nu? La ceva ce trebuie construit, la clădire. Luca 12:32. Vom găsi un alt concept prin care este simbolizată biserica sau adunarea. Conceptul de turmă. Deci Luca 12:32, unde stă scris nu te teme turmă mică, pentru că Tatăl îți dă împărăția cu plăcere. Cam așa ceva este versetul. În Ioan, capitolul 3, versetul 29, vom găsi prima menționare a unei metafore care simbolizează biserica, și anume denumirea de mireasă. Este prima dată când este introdusă și nu cred că o contestă cineva. Este afirmație făcută de Ioan la adresa Domnului Iisus Hristos și grupului care îl însoțea. Nu? Haideți să citim. 3:29. Spune așa. Spune Ioan Botezătorul. Cine are mireasă, este mire. Dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea este de plină. Metaforă totdeauna aplicată bisericii. Nu? Mireasă. Deci avem trei metafore. Nu? Turma, clădire, mireasă. Toate întâlnite în Evanghelie. Acum, există trei păreri, din câte știu, în lumea teologică, cu privire la fondarea Bisericii Nou-Testamentale sau adunării Nou-Testamentale. Prima spune, adunarea sau biserica a luat ființă în timpul lucrării lui Ioan Botezătorul, avându-l ca fondator pe acesta. Este una dintre păreri. A doua părere, care o veți întâlni, este următoarea. Domnul Iisus Hristos a fondat biserica sa în timpul lucrării sale pământești. Și a treia părere care o veți întâlni este că Domnul Iisus Hristos a fondat biserica printr-un intermediar, prin Duhul Sfânt în ziua cincizecimii. În Fapte, capitolul 2. Deci, Hristos a fondat indirect, prin Duhul Sfânt, biserica în ziua cincizecimii. În Fapte, capitolul 2. Este a treia părere. Adevărul este că Biblia nu precizează în mod direct momentul exact al înființării
adunării. Nu există niciun verset care să spună și Iisus a întemeiat biserica sa pentru a vedea. Începutul adunării trebuie să privim la versete indirecte. Dacă nu avem directe care să spună clar cu capitol și verset, părea mea că trebuie să privim la versete indirecte din care trebuie să deducem ce vrem să înțelegem. Am hotărât să încep cu Evanghelia lui Ioan, deoarece am găsit o anumită cronologie a evenimentelor. Și Evanghelia lui Ioan, la început, dă în ordine cronologică evenimentele petrecute. Și aș vrea să privim puțin la ea. Toate Evangheliile din Noul Testament încep cu Ioan, care este trimis de Dumnezeu să pregătească calea lui Mesia. Un om autorizat direct de Dumnezeu, cu putere, investit de Dumnezeu, să predice Evanghelia Împărăției și să boteze. Nu? Toate Evanghelile încep cu mesajul acesta. Pocăiți-vă că Împărăția Cerului este aproape. După mesaj, Dumnezeu lucra în anumiți oameni, erau convertiți, credeau, erau afundați de Ioan. Toate Evanghelile încep cu Ioan. Ioan boteza aici, în Ioan, în Evanghelia scrisă de Apostolul Ioan. Ioan boteza în zona Betaniei lui Lazar, dincolo de Iordan. Așa face introducerea Evanghelia lui Ioan. 1 cu 28. Deci acum încolo să mă axez doar pe afirmație, capitol și verset. Ioan 1 cu 28 scrie: aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Deci așa introduce. Ioan boteza, nu-l cunoștea pe Mesia care trebuia să vină. Știm că se cunoștea cu Domnul Iisus, deoarece în Luca spune că erau neamuri. Maria și cu Elisabeta erau neamuri. Se cunoșteau ca și persoane fizice. Dar nu-l cunoștea pe acela care trebuia să fie Mesia. De ce spun asta? Acela care îl trimisese pe Ioan să boteze și să predice, îi dăduse un semn, după care îl va recunoaște pe Mesia, lui Ioan. Afirmație găsită în Ioan 1 cu 33 spune: Ioan Botezătorul, eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și odihnindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Tatăl îi vorbise lui Ioan și îi dăduse un semn, după care să cunoască pe Mesia. Hristos vine, este botezat și știm, Matei 4, ce s-a petrecut. După ce este scos din apă, spune că cerul s-a deschis, s-a auzit o voce din cer, Duhul Sfânt, sub forma unui porumbel, spune că coboară peste Hristos. Ioan primește, nu? Semnul și crede. Un eveniment destul de important, cred eu, în viața bisericii. De ce spun asta? Pentru că după asta spune Scriptura. Ioan spune ucenicilor săi despre Iisus că El este mielul care ridică păcatul lumii. Automat. Ioan mărturisește în 1 cu 29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Imediat după această mărturisire, stă scris că doi dintre ucenicii lui, Andrei și Ioan, care de obicei Ioan nu-și dă numele când scrie despre el în Evanghelie, spun că merg la Hristos. Îndemnați de acela care trebuia să-i pregătească calea, îl arată cu degetul, spune clar rolul misiunii lui. El este mielul și cunoaștem cu toți în Vechiul Testament ce simboliza, ce trebuia să se petreacă cu mielul. Nu mai intru în detalii. Este arătat și doi din ucenicii lui Ioan merg la Hristos imediat.
Spune că era pe la ceasul al 10-lea, cred. Da, în 39. Iisus a întors și când i-a văzut mergând după el, a zis: ce căutați? Ei au răspuns: Rabi, unde locuiești? Veniți să vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Așa, și spune numele celor de care se sără. E un moment la fel de important. Pentru că după aia vedem că oamenii ăștia încep să rămână cu Hristos. Hristos le arată cine este, rămân la El. După aia, ucenicii încep să se anunțe unul pe altul. Andrei merge la fratele lui, Petru, și spune, nu? Noi am întâlnit pe acela despre care vorbește Scriptura. Petru merge și vede, nu? Și spune, nu te vei mai chema Chifa, te vei chema Petru, și încep să vină ucenicii. A doua zi, spune Scriptura, în 1:43, spune, a doua zi Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. După asta spune că Filip găsește pe Natanael și îi spune și acestuia. Nu? Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise și legea, Moise în lege și în proroci. Și prorocii pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Și știm ce îi spune Natanael. După aceste evenimente, spune, Iisus și ucenicii săi, deci nu mai este Iisus singur. Întotdeauna de aici încolo veți găsi Iisus și ucenicii. Sunt chemați la o nuntă în Cana Galilei. Ioan 2:1. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. La nuntă a fost chemat Iisus și ucenicii lui. Vedem că grupul care începuse să-l strângă, deja începe să-l și urmeze pe Hristos, Domnul. Merg la nuntă. În versetul 12 din capitolul 2, se întoarce la Capernaum cu mama, frații și ucenicii săi. Spune, după aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui și acolo n-au rămas multe zile. De ce? Pentru că în versetul 13 spune că Paștele iudeilor era aproape. Hristos se suie la acest Paște împreună cu ucenicii și apoi găsim un lucru foarte important. Când se întoarce după această sărbătoare de 8 zile, nu pleacă în Galileea. Se oprește în Iudeea. Așa, se oprește în Iudeea și vedem un lucru foarte important. Începe să boteze. Deci după ce a coborât de la acest Paște, începe să boteze. Spune așa. După aceea, după sărbătoare, deci este contextul după ce ne arată intrarea la Paște, izgonirea celor din templu, discuția cu Nicodim și după aia spun în versetul 22, capitolul 3. După aceea Iisus și ucenicii lui au venit în ținutul iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Un lucru foarte interesant acum. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați. Vedem că atât Domnul Iisus Hristos, cât și Ioan Botezătorul, încep să boteze în paralel. Dincolo de Iordan și spune în Galileea. În capitolul 4, versetul 2, Scriptura arată clar. Nu Domnul Iisus Hristos boteza, ci ucenicii lui. Spune, însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui.
Iisus Hristos începe să boteze mai mulți ucenici decât Ioan. Capitolul 3, cu versetul 26. Spune: au venit deci la Ioan și i-au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează. Și toți oamenii se duc la el. Vedem că Domnul Iisus Hristos începe să boteze în paralel cu Ioan. Ioan mărturisește, în contextul care l-am citit acum. Începe să mărturisească următoarele. Eu trebuie să scad, el trebuie să crească. Un principiu scriptural care își bucura să se găsească în fiecare dintre noi. El este mirele. Ioan 3:29. L-am mai citit. Cine are mireasă este mir. Prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude. Nu? Glasul mirelui. Este introdusă pentru prima oară în Evanghelie, în Scriptura Noului Testament, conceptul de mireasă, de biserică sau adunare. Întotdeauna când o să folosesc, cum am spus și fratele Raul, când o să folosesc cuvântul biserică, să știți că mă refer la adunare și invers. Pentru că am studiat, nu? Și mai înainte și cursul de anul trecut, conceptul de adunare. Deci este pentru prima dată când apare conceptul de adunare. Și fiți atenți. E încă din Ioan capitolul 3, încă de la început, Ioan nu s-a arestat. N-a fost executat. Dar vedem, Hristos a început să lucreze. Grupul de ucenici care era cu el, boteza, nu Hristos Domnul. Să ținem minte lucrul ăsta. Iisus îi chema de la treburile lor publice pe cei care îi chema să-i se alăture, un grup de ucenici. Lui Petru, nu? Îi spune, lasă meseria ta de pescar. Nu cunoștea alta Petru. Asta am înțeles din Scripturi. Vino după mine, te fac pescar de oameni, nu? Lui și fiilor lui Zebedei. Altora le spune să-și lase morții, să-și îngroape morții, nu? Celui ce pune mâna pe plug, spune să nu se uite înapoi. Tocmai asta făcea Hristos, chemând oamenii. Până aici, cred că Domnul Iisus Hristos, cu chemările făcute, cu grupul de oameni strâns, nu cred că s-a bătut cu nimic de la sensul cuvântului Eclesia, despre care spune mult târziu. Deci nu cred că s-a bătut cu nimic. Credeau Evanghelia oamenii care îi chemase? Nu? Aveau prezența lui Hristos cu ei, cea mai mare binecuvântare posibilă. Erau botezați și erau în continuare în școala lui Hristos. Aveau de învățat în continuu. Cred că a fost cea mai fericită biserică de pe fața Pământului. Pentru că avea pe însuși Hristos ca cu ei cu el. Și ce nu înțelegeau? Duceau și nu întrebau direct. În multe locuri spune, nu? N-au înțeles atunci pe moment că le vorbea. Dar după aia mergeau și îl întrebau. A fost un mare har și o mare binecuvântare. Acest grup de ucenici devine din ce în ce mai mare. Cu predicarea care o făceau, cu botezurile practicate. De ce spun asta? Priviți Luca 6:17. Spune, s-a coborât împreună cu ei și s-a oprit într-un podiș, unde se aflau mulți ucenici de-ai lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim, de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului, ca să-l asculte și să fie vindecați de boalele lor. Vreau să accentuez partea a versetului. S-a coborât împreună cu ei, cu grupul celor 12, într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de ei. Curios este că înainte de acest verset se face un lucru care astăzi mulți îl contestă. Domnul Iisus Hristos alege 12 apostoli.
în grupul deja format. Marcu 3, de la 13 la 19. Să-i dăm citare. Așa, Marcu 3. De la 13. În urmă Iisus a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut și i-au venit la El. A rânduit dintre ei 12 care să aibă cu sine și să-i trimeată să propovăduiască. Le-a dat putere să vindece boalele, să scoată dragi. Iată cei 12 pe care i-a rânduit. Simon, căruia i-a pus numele Petru, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerges, care tălmăcit înseamnă fiii tunetului, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananitu și Iuda Iscariotean, care l-a și numit. Nu poate să aleagă 12 din 12. Trebuia să fie o cifră de cel puțin 13 ca să facă o alegere de 12. Și un lucru foarte important pentru biserică. De ce spun asta? Pentru că asta e o slujbă. E prima slujbă care a fost rânduită în biserică. Apostolia. Stă scris lucrul ăsta. Haideți să mergem în 1 Corinteni 12 cu 28. Unde stă scris? Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători și așa mai departe. Prima slujbă stabilită în adunarea lui Hristos Iisus este apostolia. Nu poți să pui o slujbă dacă nu ai instituția deja formată. Mie mi se pare ilogic să afirm că au avut apostolie, dar n-au avut biserică. Gândiți-vă vă la lucrul ăsta. Și un alt verset, Efeseni 4 cu 11, care spune același lucru despre apostolie. Spune așa. 11. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Apostol, prima slujbă, rânduită în adunare. Acum, după rânduirea apostolilor, apostolia a fost pusă cu un scop. Domnul Iisus Hristos, pe acești oameni care i-a rânduit să iarbă în permanență cu sine, nu i-a rânduit degeaba. I-a rânduit ca să meargă să vestească ceea ce cunoșteau și cunoaștem, care a fost prima trimitere. Haideți să mergem să citim. Marcu 6 cu 7. Așa, spune. Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimeată doi câte doi, dându-le puterea asupra duhurilor necurate. Așa, și pe spune, le-a poruncit să nu ia nimic pe sub și așa mai departe. A fost prima trimitere, care eu am găsit-o pe pagina Scripturii, în Noul Testament. Prima trimitere a unei biserici. Prima. Și găsim din celelalte Evanghelii trimite, care au tot această rânduire spusă de Hristos. O altă trimitere. Acum, a doua am găsit-o a celor 70. Și cred că cu totul cunoaștem. Nu? Luca 10, cred. Da, 10, primele două versete. Spune că a rânduit 70. Prima a fost de 12, a doua de 70. Dar hai să citim. Să nu afirmăm nimic fără
verset. Luca 10, primele două versete spune: după aceea, Domnul, zic eu Iisus, a mai rânduit alți 70 de ucenici și a trimis doi câte doi înaintea lui, în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Și le-a zis: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. O cerere și mai mare de 70 de lucrători. Așa s-a scris. Trimiterile care le-am citit, a celor 12, a celor 70, a fost strict la, a fost trimitere strictă la casa, la oile casei lui Israel. Dar Matei 28, cea mai mare trimitere, care nu cred că este contestată de nimeni, vizează și neamurile. Am mers la oile pierdute, în 28, la înălțarea Domnului Iisus Hristos, la cer, spune că mergeți la toate neamurile, nu? Haideți să citim. Matei 28, nu știu ce se pronunță. Hai de la 18. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea sau autoritatea i-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin, spune Scriptura. A treia trimitere care am găsit-o în Evanghelie. Trimitere în cadrul Eclesiei. Nu poți să ai alegere de apostoli, trimitere de apostoli în misiune. Nu poți să ai trimiterea celor 70. Nu poți să ai marea trimitere fără să ai biserica. Gândiți-vă, vă rog, la lucrul ăsta. Dacă nu ai instituția, poți să ai slujbele? Nu cred. Nu cred că cineva poate să afirme lucrul ăsta. Această trimitere este baza formării tuturor bisericilor care trebuiau să apară în decursul următoarelor veacuri până la întoarcerea Marelui Împărat. Toate bisericile nou-testamentale care pretind că sunt nou-testamentale, trebuie să coboare toate la Matei 28, la versetul 19-20. Aici e rătăcină. Bisericile care au scindat din prima, care nu care au scindat, care au ieșit din prima biserică de pe fața Pământului, aici trebuie să aibă originea. Cred că e o afirmație și logică și de bun simț. Alunde banai de uzurii. Marea trimitere, o veți găsi în Evanghelie, a fost dată bisericii, nu a fost dată, cum spunea fratele Raul, unui astfel de grup, fie asociație, fie vor de misiune, dar nu vreau să intru în detalii, a fost lăsată adunării locale, care o găsim fondată pe paginile Evanghelilor. Aici ne duce Scriptura. Nu putem să afirmăm și dacă afirmăm ceva, trebuie să o facem cu capitol și verset. De la înălțarea sa la cer, o altă fază a bisericii. Și până în ziua cinzecimii a trecut o săptămână. Haideți să vă și argumentez. Trei zile și trei nopți a stat în pământ, în mormânt. 40 de zile a umblat cu ei după înviere. 43. Și până la 50 mai sunt 7 zile. În săptămâna asta, adunarea lui Hristos s-a întâlnit de cel puțin două ori.
Haideți să vă spun și de ce. Fapte, capitolul 1. Știm pasajul cu înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. După aceea spune, atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei și erau Petru, Iacob, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacob, fiul lui Alfeu, Simon, Zilotul și Iuda, fiul lui Iacob. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune, în cere, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Prima adunare de rugăciune după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Și în afară de ucenici, spune că mai era și Maria și grupul, așa numit un grup, frații Domnului Iisus Hristos. Cred că îi vedem prima dată în scenă când s-a alăturat adunării. Prima adunare după înălțarea lui la cer. O adunare de rugăciune. Apoi, în versetul 15, cred că este a doua, în intervalul săptămânii. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților de zilele acelea. Numărul celor adunați la oaltă era aproape 120. Aproape, nu spune sigur. Și de cele mai multe ori în Scriptură este dat numărul bărbaților care au citit Vechiul Testament, știu, și numărătorile și toate. Să treceau doar bărbații. Erau aproape 120 adunați. Gândiți-vă scopul cu care s-au strâns. Unii poate contestă, eu nu contest. S-au ales cu scopul de a pune un nou, de a alege un nou apostol. Nu? Așa spune textul. Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura, spusă de Duhul Sfânt, mai înainte prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleași slujbe. Așa. Trebuie, deci, ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus printre noi, începere de la botezul lui Ioan, până în ziua când s-a înălțat de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească trei martori al Învierii Lui. Și știm că au fost înainte de doi. Au ales un apostol, în locul unuia care trădase și murise. Adunarea a votat și acum trebuie ca și rău. Scriptura au ales un bărbat care a fost numărat la numărul celor 12. Peste ei, în ziua cincizecimii, mai jos, a coborât Duhul Sfânt. Și spune așa, în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Adunarea asta de care vă vorbim, în curs de formare, o vedem la 120 de membri și ei spune că în același loc, probabil că locul de aici, în camera asta, spune că erau toți împreună în același loc și deodată a venit din cer un sunet ca bujeitul lui Duh puternic și toată, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și știm după ce s-a petrecut. Nu vreau să intrăm în detalii. Vreau să urmărim grupul de oameni. Numit ucenici la început. O denumire care mulți și-o însușesc astăzi. Nu? Noi ne-am numit ucenici. Nu vrem să facem partide de zbinări sau ucenici simplu. Denumire scripturală pentru Biserica Nouă Testamentală. Nu? Peste ei a coborât Duhul Sfânt. Spune, Petru a predicat, oamenii au crezut și au fost botezați.
și spune următorul lucru. Cei ce, 2:41, fapte, cei ce au primit propovăduirea au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Nu poți să adaugi ceva la ceva ce încă nu există. Nu? Dacă ai un cont bancar și ai o anumită sumă de bani în el, poți să spui că am mers de dimineața, nu? Și am mai depus ceva în cont. Am adăugat ceva, nu? O anumită sumă. La o sumă deja existentă. Dar dacă nu aveai, trebuie să spui, am mers și am deschis un cont bancar, nu? Ucenicii care au fost botezați, au primit mesajul, Duhul Sfânt, i-am cunoștința, nu? I-am născut din nou. Oamenii ăștia au crezut, au întrebat ce să facă, au fost botezați. Spune că au fost adăugat la ceva ce deja exista. Biserica a existat înainte, oamenii din fapte 2 au fost adăugați. Practic la numărul ăsta 120. Avem 3.000, aproape 120. La câteva zile mai târziu, vedem că se mai adaugă încă 2.000. Nu? Am mers adăugându-se. Se adaugă și astăzi. Acum, am văzut strângerea acestui grup, lucrarea. Acum vreau să privim la caracteristicile grupului numit ucenici. Și aici, tot ce afirm, aș vrea să fie sprijinit pe capitol și verset. Întrebările vă rog să vi le notați și vor fi puse după ce zic amin. Așa, caracteristici esențiale ale acestei adunări. Credincioșii, dinaintea cinzecimii, predicau Evanghelia Împărăției. Haideți să citim. Matei 4:23. Spune, Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în popor. Se predica. A predicat-o Ioan, a preluat-o Hristos la aceeași Evanghelie și se predica. O caracteristică esențială a bisericii. Predicau Evanghelia. Credincioșii, dacă o să mai fie întrebări, am destule versete care să argumentez, dar o să mă rezum doar la de unul care este mai relevant. 2. Credincioșii dinaintea cinzecimii au fost convertiți cu adevărat. Ioan 6:68. Așa. 68 și 69. Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Erau oameni convertiți, cu adevărat. 3. Au fost botezați după convertire. Matei 3:6-8. Spune și mărturisindu-și păcatele, erau botezați în Iordan. Dar când a văzut pe mulți dintre farisei și din Saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Pace, dar roade vrednice de pocăința voastră. Patru. Îl aveau pe Hristos ca și cap. Conducător. Matei 23:8. Unde spune?
voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. 5. Biserica, dinaintea cinzecimii, deci ucenicii erau instruiți în treburile bisericii. Și anume, Matei 18, de la 15 la 17. Ne găsim contextul disciplinii. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păduș, ca un vameș. Dacă nu există biserica, ucenicii ce spun? Doamne, păi unde? Cum să o facem? Nu? Păi noi nu cunoaștem conceptul ăsta. Despre ce ne vorbești tu? Un principiu care îl aplicăm și astăzi și sper să-l aplicăm la disciplină. Dacă nu-l aplicăm, nu suntem ascultători. Între ei, al șaselea punct, între oamenii ăștia despre care vă vorbim, erau oameni ordinați pentru lucrare. Ioan 15 cu 16. Spune așa, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Oameni ordinați pentru lucrare. Și Luca 10 cu 1, citirăm, a ales 70, nu? Și a rânduit să meargă doi câte doi înaintea sa, prin toate satele de unde avea să treacă, când și-a îndreptat fața să meargă ultimul drum către Ierusalim, când trebuia să fie răstignit. Oameni ordinați direct de Hristos pentru lucrare. 12, 70, nu? Luca 10 cu 1. Au avut oameni ordinați pentru lucrare. Au avut trimiteri. Prima, despre care citirăm, nu? Și ultima, în Matei 28. Au avut trimiteri. Nu mai nevoie să o citesc. Au fost destul de organizați pentru nevoile lor. De ce spun asta? Pentru că vedem că Iuda a fost cel care ținea punga. În termenirea de astăzi, îl găsim ca și casier. Nu? Hai să citim. Ioan 13 cu 29. Spune așa. Unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună, cumpără ce ne trebuie pentru praznic. Sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Erau organizați din punctul ăsta, vedeam. Aveau un plan de misiune. Nu mai refer. Luca 10 cu 1 spune clar. Aveau sate, râguri, orășele prin care aveau să treacă. Doi câte doi. După modelul Vechi Testament al mărturiei, al doi sau trei mărturii. Aveau esențialurile vieții bisericii. Aveau evanghelizare, prezența lui Hristos între ei și închinare. Evanghelizarea dă din versete. Prezența lui Hristos cred că este incontestabilă. Și închinare. Al 11-lea punct. Petru, cred că a fost numit păstorul lor. După întâlnirea de la Marea Tiberiadei, nu? Hristos îl ia pe Petru aproape
și știm că îi dă o nouă însărcinare. Spune că-i pască oile, nu? Haideți să citim. Ioan 21, de la 15. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște-mi mielușeii mei. Iisus a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște uițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești? Și i-a răspuns: Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște uițele mele. Nu cred că îl trimitea să fie cioban, că nu era meseria lui, el era pescar. Cred că se referă la oile turme, spirituale. Au avut păstori după plecarea Domnului Iisus Hristos. Și asta înainte cinci de cinci. Au avut cina Domnului, a 12-lea punct. Cina a fost instituită a adunării nou testamentale înaintea de ziua cincizecimii. Matei 26. De la 26 la 30. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Amin. Au avut frângerea pâinii înainte de ziua cincizecimii. Cred că au mari probleme cei care mărturisesc că biserica l-a ființă în ziua cincizecimii, pentru a-și demonstra de unde își ia această rânduială, atât în cina cât și botezul. Au avut Duhul Sfânt. Nu cred că se împotrivește cineva. Dacă nu-l aveau, nu puteau fi nici botezați, nu puteau aduce nici roade vrednice de pocăință, nu puteau să aibă o minte schimbată ca să priceapă mesajul lui Hristos, nu? Și pus de asta, în caz că nu-l aveau, botezul era nu. O regulă care cred că toți am respectat-o astăzi. Au avut putere divină al păștelea lucru să facă lucrarea lui Hristos. Luca 9, primele două versete. Spune: Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai Săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece boalele. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Putere divină. Au avut-o din plin. Cred că nu e nevoie să mai comentesc. Al 15-lea lucru. Au cântat în mijlocul eclesiei. Vă fi nevoie să merg în Evrei, pe 12. Unde spune: și zice: voi vesti numele Tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Și trimiterea, Nou Testamentul avem Matei 26:30, unde știm cu toții, după cină spune că au cântat cântarea și au ieșit afară. Au avut adunări de rugăciune.
biserica întemeiată de Hristos, înainte de Ioan cel Decembrie, s-a citit Fapte 1 cu 14, unde spune că după ce s-au despărțit de Domnul Iisus, Hristos au venit în cameră și s-au rugat. Nu mai e nevoie să mai citesc. Au avut adunări generale. O formulă mai apropiată de noi, ca să înțelegem despre ce vorbesc. Adunarea a fost convocată, au ales un apostol și l-au investit în funcție. Baptiștii știu destul de bine procedeul. Aveau evidența membrilor. Am citit Fapte, capitolul 1, versetul 15. Erau aproape 120. În altă parte vedem că spune că erau 12 ucenici care aveau mereu cu el. Exista o evidență. Au fost uniți în așa fel încât la ei se putea adăuga. Am citat Fapte 2. Nu. După botez, spune că au fost adăugați. Nu mai revin asupra versetului. Hristos a fost temelia lor, piatra din capul unghiului. Hai să vedem Matei 16, 18. spune, și eu îți spun, tu ești Petru, și pe această piatră voi ziti biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Verset cuplat cu 1 Corinteni 3, 11. Unde spune, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Și mai am un verset, dacă doriți, Efeseni 2 cu 20. Unde stă scris, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Lucruri petrecute și aplicate adunării înainte zilei cincizecimii. Și ultimul lucru. Hristos a fost pentru un timp cea mai mare binecuvântare a lor, păstorul lor. A fost pentru un timp pe pământ, păstorul bisericii. Grecește, știm cuvântul, poimen. Efeseni 4, 11. Spune, după... Da, și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Așa. Și Ioan 10, 14. Da, Ioan 10, 14. Unde Hristos afirmă, eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. A fost păstorul lor. Cred că a fost cea mai mare binecuvântare pentru adunarea locală. Ca și concluzie. Avem apariția lui Ioan pe scenă, Ioan Botezător, predică Evanghelia, oameni se convertesc, sunt botezați. Pregătește calea lui Mesia, scopul trimiterii lui pe pământ. Hristos Domnul este descoperit, nu? După semnul care Dumnezeu îl dăduse, este afundat în apă. A doua zi spune, Scriptura, Ioan Botezătorul arată ucenicilor săi, la doi dintre ei, cine este Mesia. Oamenii ăștia merg la el, rămân cu el, încep să se adune la ei, fie că îi cheamă Hristos direct, fie se cheamă unul pe altul. Grupul progresează, urmează pe Hristos, când se întorc de la Paște,
încep să boteze, predică Evanghelia care o cunoșteau de la Ioan. Nu? O să-mi puneți întrebări după asta. Botează tot un botez lui Ioan, care l-aveau, cunoșteau lui Ioan. Nu? O doamne de parte ce au cunoscut. Între ei se ajunge un număr mai mare, dintre care sunt aleși 12 apostoli, prima slujbă care este pusă în Biserică de Dumnezeu, am citat versete, biserica asta are trimiteri, prima celor 12, a doua celor 70, a treia, ăștia două trimiteri vizau oile pierdute ale casei lui Israel, cealaltă vizează și neamul, adică pe noi. Trimitere înainte de ziua cinzecimii, rânduieli primite înainte de ziua cinzecimii, împuternicire și autorizare directă de la Hristos primită înainte de ziua cinzecimii, nu? Aveau program de misiune dat de Hristos în timpul ăla când au mers cei 70, după aia aveau la fel de bine program la toate neamurile și vedem că ei pentru o perioadă nu vor să-l facă. Vine prigoana și răspândește în toată Asia Mică, nu? Ajung și pe continentul european și pun în aplicare. Rădăcină, Matei 28, unde a primit instrucțiune, nu? Biserica a existat, biserica a lucrat. Ce a făcut? Practic a dus mai departe mesajul. Cu credința de Hristos. Aveau egalitate între membrii, nu? Erau egali. De ce spun asta? Vedem că doi se ceartă și spune că noi vrem să fim mai mari și Hristos le dă clar principiul. Cine vrea să fie mai mare între voi, să o fie slujitor, un principiu scriptural care trebuie să-l urmăm și astăzi. Am citat cele 21 de caracteristici esențiale care biserica le-a avut înainte de ziua cinzecimii. Care și astăzi, cred, trebuie să le aibă. Totul a fost înainte de această zi. Scopul meu este să arăt, nu ziua, când a fost fondată adunarea, și nici luna, pentru că nu pot să-l spun, aș vrea, mi-aș dori. Scriptura tace, tac. Nu pot să afirm mai mult. Dar vreau să vă arăt perioada care a fost și care per iau ziua 55 și sper să fi demonstrat că a apărut cu mult înainte acestei perioade un punct de vedere foarte popular în lumea teologică de astăzi și anume că biserica a fost fondată de Hristos, nu? Printr-un intermediar în Duhul Sfânt în ziua 55. Sper că acest studiu să vă provoace pe fiecare dintre noastre la întrebări, la frământări și la un răspuns. Eu am încercat să dau doar capitol și verset, afirmație, capitol și verset. Sunt om și e posibil să am erori. Dar așa, cum spune și în Vechiul Testament, că unde sunt mai mulți sfetnici, nu sfatul biruiește, așa că fiecare dintre noi este dator să cerceteze în dreptul lui și orice afirmație o va face. Să rămânem doar la acest scris. Capitol și verset, capitol și verset. Să nu uităm că biserica asta a fost comparată, s-a vorbit în metafore despre ea. Și anume, ca și mireasă, ca și turmă, ca și clădire, nu? Înainte de această dată. Și după această dată vedem că sunt reluate. Nu? Ca și obor, ca și templu, ca și... Nu? E aceeași biserică. E vorba despre aceeași biserică. Sper să primesc întrebări. Vă aveți. Și dacă nu să le fac față, cred că o să mă ajute și... Mai după ce spui amin, frate. După ce spui amin.